Apocalipsa, capitolul 2, versetele de la 18 la 29. Biserica adulteră. Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că o să o arunc bolnavă în pat, și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necas mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rinichii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Domnul spune aici că are ochii ca para focului, versetul 18. El cercetează gândurile ascunse și intențiile inimii și de aceea el nu judecă așa cum o fac oamenii, care nu privesc decât la înfățișarea exterioară. Picioarele lui sunt ca rama aprinsă, ceea ce înseamnă că el crede în judecata aspra păcatului. Dacă este vreun mesaj care să vină la noi de pe crucea de pe Golgota, acesta este: Dumnezeu urăște păcatul și îl va judeca aspru oriunde va fi găsit. Domnul cunoștea faptele, dragostea, credința și răbdarea mesagerului bisericii din Tiatira, dar el observă că, deși cantitatea acestor fapte creștea considerabil, versetul 19, calitatea lor slăbea. Compromisul și lumescul pătrunseseră în biserică. Compromisul pătrunsese în principal pentru că mesagerul permise unei femei, simbolic numită Izabela, să influențeze biserica într-un mod rău și lumesc, versetul 20. Ea pretindea că era o prorociță, iar mesagerul bisericii fusese înșelat. Chiar dacă Hristos a dat profeți bisericii, nu a dat nicio prorociță. Vezi Efeseni 4, 11 și 12. Femeile pot fi unse de Duhul Sfânt spre a profeții la întrunirile bisericii. Fapte, capitolul 2 cu 17 și 1 Corinteni 11 cu 5. Fiicele lui Filip sunt exemple ale celor care au făcut așa. Fapte 21 cu 9. Bărbații și femeile pot profeți, adică să împartă cuvântul lui Dumnezeu spre încurajarea și instruirea bisericii. 1 Corinteni 14 cu 3. Toți credincioșii sunt încurajați să caute acest dar. 1 Corinteni 14 cu 1. Fapte 2 cu 18. Există totuși o diferență între cel ce profețește și un profet. Domnul nu a numit vreodată sub noul legământ o femeie pentru a fi profetesă, motivul fiind acela că Dumnezeu nu a intenționat vreodată ca o femeie să aibă autoritate peste bărbați. Au existat profetese sub vechiul legământ. Citim despre 5 dintre ele în Biblie, Ana fiind ultima, Luca 2:36. Ele toate au vorbit cuvântul Domnului cu autoritate. Debora este un exemplu de astfel de profetesă, judecător 4. Sub noul legământ însă, autoritatea din biserică întotdeauna este investită de Domnul bărbaților.
fraților, Pavel ne oferă două motive pentru care Dumnezeu nu permite unei femei să exercite vreo autoritate asupra bărbaților în biserică. Ea a fost creată după bărbat pentru a-i fi ajutor lui și ea a fost înșelată de Satan întâi. 1 Timotei 2:12-14. O femeie este mai ușor înșelată de către diavol decât bărbatul. Acesta este un motiv pentru care Hristos nu a pus nicio femeie învățător în biserică. Izabela însă s-a numit pe sine profetesă, iar mesagerul bisericii din Tiatira a fost așa de slab și lipsit de verticalitate, încât nu a putut să o reducă la tăcere. Într-o casă, dacă bărbatul, care ar trebui să fie capul familiei, este slab și efeminat, soția sa va lua conducerea casei. La fel se va întâmpla și într-o biserică. Când femeile puternice văd că bătrânii unei biserici sunt slabi, vor începe să se afirme în biserică. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne comportăm ca bărbați. 1 Corinteni 16:13. Există o mare nevoie pentru acest îndemn, căci mulți bătrâni astăzi au la fel de multă coloană vertebrală ca o meduză, când este vorba la a le reduce la tăcere pe femeile puternice. Ei sunt ca regele Ahab, căruia îi era teamă de soția sa Izabela, în așa fel încât i-a permis să facă ce voia în regatul său, chiar și până la a omorâ oameni nevinovați și temători de Dumnezeu. 1 Împărați 21. Ahab era căpetenia lui Israel numai cu numele. Izabela era cea care conducea de fapt regatul. Mulți bătrâni ai bisericii funcționează exact ca Ahab. Ilie însă era un om al lui Dumnezeu fără teamă, care a stat împotriva profeților mincinoși a Izabelei și a ucis pe toți până la ultimul. 1 Împărați 18:40. De aceea Izabela îl ura pe Ilie, dar se și temea de el. Existau pe atunci 7000 de oameni în Israel care nu se închinau idolilor Izabelei. Însuși Dumnezeu a spus aceasta în 1 Împărați 19:18. Dar Izabela nu se temea de niciunul dintre ei, se temea doar de Ilie. Ea știa că cei 7000 se temeau totuși de ea, chiar dacă nu se închinau idolilor ei. O Izabela de astăzi nu se teme de 99,9% dintre credincioși, pentru că știe că acei credincioși nu o pot opri, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Izabelele se tem doar de Ilie, iar oameni ca Ilie sunt rari astăzi în creștinătate. Izabelele de astăzi îi urăsc pe bătrânii de tipul lui Ilie și iubesc pe cei ca Ahab. Fiecare bătrân din orice biserică fie îi urmează lui Ilie, fie lui Ahab în această chestiune. Soția presbiterului. Cuvântul grecesc tradus ca femeie aici se poate traduce și ca soție. Asta înseamnă că Izabela era soția mesagerului bisericii. Aceasta cu siguranță a făcut situația mult mai dificilă pentru mesager. Dacă mesagerul ar fi fost un adevărat ucenic al Domnului și ar fi învățat să-și urască soția, după cum le-a spus Iisus ucenicilor săi în Luca 14:26, nu ar fi existat vreo problemă. Dar cu siguranță el și-a iubit nevasta mai mult decât îl iubea pe Domnul sau biserica și de aceea nu voia să o jicnească și astfel a lăsat-o să meargă pe calea ei. Așa a fost coruptă biserica din Tiatira și tot astfel sunt corupte astăzi multe dintre biserici. De multe ori o biserică a fost ruinată de Izabela, care este adesea soția unuia dintre bătrânii slabi și efeminați. O astfel de femeie poate căuta să iasă în evidență la adunările bisericii prin frecvente vorbiri în limbi sau prin interpretarea propriilor limbi, ori prin rugăciuni îndelungi sau prin alte modalități crude și nebiblice. Ea ar putea să încerce de asemenea să schimbe deciziile bătrânilor, influențându-și soțul acasă. Există și unii presbiteri nesăbuiți care, după ce au discutat problemele bisericii la întâlnirea bătrânilor, merg acasă și le discută cu soțiile lor. Fiind apoi spălați pe creier de soțiile lor acasă, acești bărbați efeminați își exprimă schimbarea părerilor lor la următoarea întrunire a presbiterilor, iar deciziile luate la prima întrunire sunt schimbate. Aceasta este puterea unei ascunse Izabela spre influențarea bisericii. În alte
cazuri, Isabela poate fi o femeie care a dobândit o influență asupra unuia dintre prezbiteri într-un mod emoțional. Există unele soții de prezbiteri care au astfel de personalități puternice și așa putere emoțională încât ceilalți bărbați din biserică, inclus în prezbiterii, se tem să nu-i facă pe plac în vreun fel. În unele cazuri, însuși soțul ei este înfricoșat de ea. Ar fi imposibil de clădit trupul lui Hristos oriunde dacă prezbiterii bisericii de acolo permit unei femei să aibă putere peste ei în vreun fel. Femeia unui prezbiter trebuie să fie un model ca cineva cu un duh smerit și tăcut, luând seama foarte atent să se ascundă mereu. Ea nu trebuie să fie un asistent al pastorului sau un conducător de cor sau un asistent de administrator, cum sunt multe femei, ci un ascuns ajutor soțului ei și nu ca cineva care caută să conducă biserica din spatele scenei. Lăudat să fie Dumnezeu că există și astfel de soții, care sunt adevărate ajutoare soților lor prezbiteri, pentru că își recunosc limitările ca femei. Binecuvântat este prezbiterul care are o astfel de soție. Toți prezbiterii trebuie să acorde o atenție aparte oricărei femei care caută să iasă în evidență în biserică în vreun fel. Aproape cu siguranță are duhul unei Isabele. Dacă îi se dă mână liberă, cu siguranță va deveni agentul diavolului de a distruge biserica încet, dar sigur. Adulterul despre care se vorbește aici în versetul 20 este desigur spiritual, pentru că un Dumnezeu drept nu poate pedepsi copiii inocenți născuți din adulter fizic. Adulterul spiritual este mult mai periculos decât cel fizic, pentru că este mai puțin recunoscut. Prostituția religioasă rezultă din învățătura unui har mincinos, care îi duce pe credincioși la o atitudine lejeră în fața păcatului. Neascultarea de Dumnezeu în lucruri mici și mică necredință sunt minimalizate ca importanță. O astfel de învățătură zidește Babilonul, biserica prostituată. Aceasta denunță Domnul aici. Este timpul pentru pocăință. Domnul i-a dat Isabelei timp pentru a se pocăi, versetul 24. Chiar Isabelelor li se oferă timp de pocăință, așa este mila lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus totuși o limită de timp pentru pocăința ei. Dacă nu se va pocăi până atunci, va fi judecată, nu doar Isabela, dar și cei care au comis adulter împreună cu ea și copiii ei, versetul 22 și 23, vor fi de asemenea omorâți. Răbdarea lui Dumnezeu cu păcătoșii și fățarnicii nu este fără sfârșit. Partenerii Isabelei la adulterul spiritual erau acei care au propagat această învățătură falsă împreună cu ea. Copiii ei erau hibriți pe jumătate convertiți, produsul acestei false învățături a harului mincinos, care își imaginau că s-au convertit fără să aibă nevoie de pocăință mai întâi și că de vreme ce sunt convertiți pot fi tolerați față de pofta cărnii. Oamenii care trăiesc în păcat în lume nu sunt așa de repede judecați de Dumnezeu, dar cei care vin în biserică și tratează ușor păcatul sunt judecați mult mai aspru și mai repede. Judecata lui Anania și Asafir de către Dumnezeu și a celor care au păcătuit în Corint, 1 Corinteni 11 cu versetele 29 și 30, sunt exemple ale asprimii lui Dumnezeu față de cei ce desconsideră numele lui Hristos. Domnul continuă spunând că va da fiecăruia după faptele lui, versetul 23. Scopul este de a contracara învățătura harului mincinos în Tiatira, care învață că faptele noastre nu contează dacă doar credem. Faptele noastre contează. Cuvântul lui Dumnezeu spune căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. 2 Corinteni 5:10. Dacă trăiți după îndemnurile ei, ale cărnii, veți muri, Romani 8:13. Domnul a spus că va trimite asupra păcătoșilor din Tiatira un necaz mare, versetul 22. Sunt două tipuri de necazuri despre care se vorbește în Noul Testament și citim despre amândouă în cartea Apocalipsa. Unul care vine de la oameni în forma persecuției împotriva ucenicilor lui Isus. Cele mai multe referințe din Noul Testament se fac la acest tip de necaz. Și al doilea, care vine de
la Dumnezeu în forma judecății peste orice suflet omenesc care face răul. Roman 2:9, Apocalipsa 2:22 sunt singurele referințe la acest tip de necaz. Dumnezeu a amenințat să-i arunce pe păcătoși și nepocăiți din Tiatira într-un mare necaz, dar aici nu s-ar putea referi la marele necaz care urmează să vină în zilele lui Anticrist, pentru că acesta va fi în viitor, în timp ce păcătoșii din Tiatira au murit deja. Deci Domnul trebuie să se fi referit la judecata pe care Dumnezeu o aduce asupra păcătoșilor și a fățarnicilor. Existau însă unii în Tiatira care nu erau de acord cu Izabela și nici nu-i urmau învățăturile. Către aceștia Domnul le zice că nu va pune nicio povară asupra lor, versetul 24. Ei s-au ferit de adâncimile satanei pentru că ungerea din lăuntrul lor le-a spus că ceva nu este în regulă cu acest har fals predicat de Izabela, iar ei au ascultat ungerea. 1 Ioan 2:27. De remarcat că Domnul numește învățătura harului mincinos adâncimile satanei. Harul mincinos este una dintre capodoperele diavolului, cu care înșală majoritatea creștinătății. Deci este îndreptățit să fie numit unul dintre adevărurile cele mai adânci ale satanei. Doctrina este ca o sămânță. Dovada calității unei sămânțe se vede în fructele produse. Mulți creștini analizează diferite tipuri de semințe, doctrine, sub microscopele lor teologice și le declară pe unele rele și pe altele bune. Dar nu așa se află calitatea unei semințe. Este mai bine să sădești sămânța și să observi ce tip de fruct produce. Orice doctrină harului care îndepărtează frica de a păcătui este cu siguranță o învățătură falsă. Dacă o doctrină îți înlesnește calea spre a păcătui mai ușor și să ceri iertare mai cu anevoie, fără tristețe adâncă și ura vehementă față de păcat care aduce adevărata pocăință, atunci poți fi sigur că acea doctrină este unul dintre cele mai adânci adevăruri ale satanei. Există mulți credincioși astăzi care exprimă fraze impresionante, precum adevăruri ale sfârșitului viacurilor și adevăruri ale împărăției. Testul prin care putem evalua așa zisul adevăr este testul pe care Isus și l-a dat Sieș. Adevărul vă va face liberi de păcat. Ioan 8, versetele de la 32 la 36. Un adevăr care nu te slobozește de păcat în viața de zi cu zi nu este un adevăr al lui Dumnezeu, oricât de scriptural ar părea pentru tine. Este o doctrină falsă. O indicație că ai înțeles adevărul lui Dumnezeu corect ar fi să experimentezi cât mai multă libertate față de orice tip de legătură din viața ta. Duhul Sfânt este Duhul adevărului și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. 2 Corinteni 3:17. Apoi Domnul încurajează restul de oameni din Tiatira să țină tare de ceea ce au, adică de adevăratul har al lui Dumnezeu. 1 Petru 5:12. Avem nevoie să ne ținem strâns de acesta, pentru că Satan vrea să ni-l înșface. Ni se poruncește să ne ținem strâns de el până vine Isus, versetul 25. Biruitorul este descris de Domnul aici ca unul care ține faptele până la sfârșit, versetul 26. Faptele lui Isus sunt victoriile lui asupra ispitei în zilele vieții sale pământești. Biruitorul este cel care înfrânge ispita așa cum Isus a înfrânt-o și care raptă pe calea sa până la final. Domnul îi promite biruitorului o răsplată de autoritate peste națiuni în viitor, versetul 26, ceea ce nu înseamnă dominarea celorlalți, cum înțelegem noi astăzi autoritatea. Expresia le va cârmui, versetul 27, înseamnă de fapt le va paște. Cuvântul cârmuire de aici vine de la termenul grecesc care înseamnă paște. Acesta este tipul de autoritate pe care biruitorul o exercită în casa sa și în biserică acum și pe care o va exercita într-o zi peste națiunile lumii. Acei care domină peste alții astăzi, fie într-o familie, fie într-o biserică, exercită de fapt o formă satanică de autoritate și nu vor fi potriviți pentru a paște națiunile.
toți dintre noi care avem autoritate, părinți, mame și presbiteri, suntem încercați de Domnul acum. Domnul folosește mai apoi expresia, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Versetul 27. Tatăl i-a dat lui Iisus autoritate în primul rând pentru a da viață veșnică tuturor celor care au fost aleși de el. Ioan 17:2. Acesta este scopul pentru care Domnul dă mesagerilor săi autoritatea în biserică, pentru a-i conduce pe ceilalți să apuce viața veșnică. 1 Timotei 6:12. Orice presbiter care își exercită autoritatea în oricare alt fel se folosește greșit de autoritatea sa. Cei care resping această autoritate a Domnului peste viețile lor vor fi judecați într-o zi cu un toiac de fier pe care Iisus îl va mânui. Psalmul 2, versetele de la 7 la 9, Apocalipsa 12:5 și 19:15. Domnul va împărți acel toiac de fier cu biruitorul, care va fi învățat în timpul acesta pe pământ cum să folosească toiacul autorității cu blândețe și fermitate. Versetele 26 și 27. Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16:32. Numai cei care au biruit poftele în trupul lor, atracțiile acestei lumi și șiretlicurile diavolului sunt cu adevărat calificați în ochii lui Dumnezeu pentru a conduce într-o bună zi națiunile în împărăția sa. Biruitorului se promite de asemenea luceafărul strălucitor de dimineață, versetul 28, care este Iisus însuși. Vezi Apocalipsa 22:16. Iisus este numit soarele dreptății, care va arde pe răufăcător și va aduce tămăduire națiunilor. Maliahi 4, primele două versete. Lumea îl poate vedea doar ca soare al dreptății, dar biruitorii îl vor vedea ca stea a dimineții. Steaua dimineții se observă numai imediat după răsărirea soarelui. În ultimile momente ale acestui veac, la sfârșitul marelui necaz, în timp ce lumea va sta în întuneric, se va suna ultima trompetă și Domnul însuși va coborâ din ceruri cu un strigăt. Biruitorii tuturor generațiilor vor fi ridicați atunci pentru a-l întâmpina în văzduh, pentru a-l reprimi pe pământ. Atunci îl vor vedea ca stea dimineții. Apoi Domnul va coborâ pe pământ ca soare al dreptății, ca să judece și să vindece lumea rănită de păcat. Și orice ochi îl va vedea, biruitorii vor coborâ atunci împreună cu el pentru a domni cu el pe pământ. Cel care are urechi să audă ce îi spune Duhul. Versetul 29. Amin.